te simți atrasă față de oricine la un moment dat. Te uiți la înregistrări, ți se pare că, domnule, ăla e, ăsta care vorbește acum, sau aia care vorbește, cum să ajung la ea, sau cum să ajung la el. E energia care se ancorează, care o ancorezi tu și îți clarifici niște lucruri, le vindeci și îți apare sufletul pereche într-o formă sau alta. Nici nu trebuie să umble după, nici nu trebuie să cauți. Și, domne, dar nu mi-apare, dar stau atâta, uite, au trecut ani și tot, nu mi se întâmplă nimic. Ai răbdare, înseamnă că ai de vindecat una alta, da? Îți proiectezi, sufletul pereche, sănătos, e jumătate, nu uita că e jumătate din inima ta, ce simte unul, simte celălalt, da? Ți se arată de câteva ori în lume că e ăla, că, da? Ei se arată. Divine masculinul și lui îi se arată divine femininul, că e aia, că e aia, nu, că e aia, că e, da, e zăpăceală. Până se ancorează sufletul pereche minunat și, da, și nu te mai deranjează când, dacă ceva te deranja înainte, aia nu-mi plăcea la om, aia, da, acum îți place tot. Îți place tot și îmbrățișezi sufletul pereche cu tot ce are. Și așa se vindecă amândoi. Te vindeci tu cu sufletul tău pereche. Ok.